Serviciul SMS 113 este soluția implementată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficiențe de auz sau vorbire care au nevoie de ajutorul agenților de intervenție. Persoanele cu dizabilități pot să folosească gratuit numărul unic 113 pentru SMS-urile asociate apelurilor de urgență. Acestea pot să folosească numărul 113 doar după o înregistrare prealabilă a propriului număr de telefon în baza de date a sistemului pentru apeluri de urgență. Domnule, e bine și asta, pentru că, nu știu, ne-am văzut un caz cu un copil care avea părinți sudomuți și i-a fost rău lui frasul sau ceva cam în genul ăsta și a reușit să vorbească. Da, e foarte bun, e binevenit, să știți. Că îi va ajuta acest lucru. Cu ce nu-ți de acord? Cu asta, în momentul în care ai nevoie, te ia la întrebări, îți spun un fel de fel de întrebări. Eu înțeleg, știu că mai sunt și oameni care s-a mai întâmplat cazul, care dau telefon aiurea. Dar nu suntem toți așa. Foarte bine. E foarte bine că sunt mulți bătrâni care nu pot să fie ajutați, care au nevoie de medicamente, care au nevoie de chiar și de o vorbă frumoasă, care are nevoie de un ajutor. E foarte bine. E foarte bine. Și tot ce s-a făcut în oraș e frumos. Și e foarte bine. Felicitări domnului primar și felicitări domnului președinte. Pentru asta le mulțumesc din suflet că au făcut o treabă bună. Și piste de biciclete și s-au mai redus și accidentele cu treaba asta. Și toată lumea e bine, e foarte bine. Dacă o astfel de persoană este înscrisă în baza de date a serviciului 113, atunci când va apela 112, vor fi trei avantaje importante. Sistemul va identifica automat numărul de pe care sună ca aparținând unei persoane cu deficiențe de auz și sau vorbire, iar operatorul 112 va urma procedura, adică va gestiona urgența prin schimb de mesaje. Asta nu este rău. Dacă au aparținător, să apeleze la acest telefon și să ceară ajutor, sfaturi. Deci credeți că o să-i ajute acest număr de urgență? Probabil că îi vor îndruma înspre, eu știu, înspre serviciu social care să-i ajute. Prin apelul la 112, care este absolut necesar, sistemul informatic afișează localizarea de rețea care are o rază mai mare de acoperire și o altă localizare avansată. Persoanele care se înregistrează pot declara o persoană de ajutor, care, atunci când situația o impune, poate fi contactată de serviciul de urgență și care poate furniza detalii suplimentare și facilități de comunicare. Constituite contravenții, apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, fapte fiind sancționate cu amendă de la 500 la 1000 de lei.